Executivul ia în calcul să reintroducă subvenția pentru carburanță. Analizează măsura după ce în ultimele zile au fost scumpiri din ce în ce mai dese, aproape în fiecare zi, iar cei care au scumpit cel mai mult carburantul au fost austriecii de la OMV Petron după 5 februarie, când va intra în vigoare și embargoul țițeiului rusesc. Anunță cei din executiv pe surse, am aflat această informație, că ia în calcul să reintroducă această subvenție. Este alături de noi, printr-o legătură Skype, domnul Adrian Negrescu. Analist economic, bună ziua, domnule Negrescu. Vedem bună ziua, că bine, bine, bine. două luni fără subvenție. Ce s-a întâmplat cu prețul carburanților? O să vedem imediat pe ecran cum au fluctuat aceștia și, din nou, executivul se gândește să o reintroducă. Dacă făceau un studiu de caz la sfârșitul anului trecut, când au luat decizia de a suspenda această subvenție, își dădeau seama că, într-adevăr, măsura este pripită și, practic, vine să pună gaz pe focul inflației. De ce? Pentru că cu cât prețurile carburanților cresc, și atenție, în ultima lună au crescut cu 8%, da? un plin de carburanție cu aproape 30 de lei mai, mare decât, mai mult decât în decembrie anul trecut. Da? Deci cu cât crește prețul carburanților, cu atât au o problemă cu inflația. Bine, statul se bucură de inflație, pentru că inflația duce mai mult bani la buget. Dar pe de altă parte, îngroapă economia și erodează puternic puterea de cumpărare. Cam asta e realitatea în România. Bine că s-au trezit și bine că se gândesc la niște măsuri, în așa fel încât să temperăm oarecum această scumpire a carburanților, inevitabilă din punctul meu de vedere și ați menționat foarte bine acel termen, 5 februarie. Exact. Unde ajungem? Pentru că vor introduce acea subvenție, dar până în 5 februarie și imediat după s-ar putea să vedem creșteri foarte mari la carburanți. Da, s-ar putea să nu fie de ajuns acest 50 de bani, pentru că de la 5 februarie intervine un embargo total la adresa petrolului rusesc și a motorinei pe care noi importăm prin, prin porturile rusești, prin conductele care trec prin Rusia. Ei, noi în momentul de față importăm cam 60, dacă nu 60-70% din consumul de, de, de carburanți, și petrol rafinat în România, prin Rusia. E, atunci va trebui să găsim alte destinații pentru a aduce petrol și motorină, e, și atunci va fi o problemă pentru că prețurile sunt mai mari în restul lumii e, și asta va însemna creștere de prețuri la pompă în România. S-ar putea ca în curând, în următoarele săptămâni, să vedem motorina cel puțin peste 8 lei pe, pe litru, iar în perspectiva următoarelor luni, la cum arată prognozele la nivel internațional, e posibil ca prețul petrolului să crească din două motive. Unu, um, China își revine din punct de vedere economic și China este cel mai mare consumator de petrol la nivel internațional, deci va fi o cerere suplimentară de acolo. Și, de-al doilea rând, este acest embargo care devine efectiv începând cu 5 februarie. Vor fi niște probleme la care guvernul va trebui să reacționeze dacă nu vrea să crească inflația în loc să, să, să o scadă în perioada următoare. Ar putea umbla la taxele, pentru că mai mult de jumătate din, din taxele, din, din prețul carburanților, din prețul benzinei și motorinei, reprezentate de taxe, plătite către stat. Poate un și noi ca alte state la acciză și la, și la TV. Și atunci ar pierde statul ceea ce bineînțeles că statul nu vrea. A spus ministrul de finanțe că nu este în cărți această măsură.